întuneric spre lumină. Din întuneric spre, spre lumină, lumină, spre, spre lumină. lumină. Dacă am trăi o mie de vieți, nu am putea cuprinde mai multe despre Dumnezeu în mintea și sufletul nostru decât într-una singură. El se situează dincolo de tot ce vom putea noi pricepe vreodată. El este nemărginit în toate însușirile. Nu artiștii care cântă sau scriu despre El sunt mari. Nici oamenii care, precum noi, interpretează Biblia, cuvântul Lui, nu pot fi vrednici de admirație așa cum este El. De cele mai multe ori, auzind sau citind despre atributele dumnezeiești, suntem tentați să ne oprim la a aprecia capacitatea de redare a vorbitorului sau scriitorului. Numai omul smerit Poate să se facă nevăzut pe sine pentru a-l înfățișa pe Domnul în toată splendoarea. Cu aceste cuvinte, cred că v-am dat de înțeles că subiectul acestei ediții va fi nimeni altcineva decât Dumnezeu. Dumnezeu, în întregime Dumnezeu și nimic altceva decât Dumnezeu. Și pentru că ne ocupăm de un subiect precum acesta, va trebui să ne limităm la câteva din calitățile divine. Cu alte cuvinte, Pastorul Ioan Fodor va expune despre acest subiect cu titlul Cerul și Pământul proclamă unicitatea lui Dumnezeu. S-ar putea să vă înșele puțin titlul. Nu va fi vorba despre unitatea lui sau că el este unul singur, ci despre poziția lui unică. Mai multe și mărunte, ci toate mari, veți auzi în următoarele 25 de minute. Eu, Laurențiu Miron, Vă doresc audiție utilă cât și plăcută. Iubiți ascultători, Bine ați venit la o nouă întâlnire cu radioprogramul intitulat Din întuneric spre lumină, pe care, prin bunătatea și cu binecuvântarea bunului Dumnezeu, îl difuzăm de la acest microfon săptămână de săptămână. Preocuparea noastră majoră este să aducem în casele și în inimile dumneavoastră ceva din bucuria, pacea și lumina cerului, iar pentru aceasta ne folosim fără încetare de Biblie, Cartea Sfântă, conform căreia creștinismul vital și vizibil. Este o relație cu Dumnezeu, bazată pe o revelație de la Dumnezeu. Și prin îndurarea lui, iată-ne ajuns la a 28-a ediție a serialului pe care l-am intitulat Cerul și Pământul în Lumina Scripturii. După cum poate că își mai amintesc aceia dintre dumneavoastră care ne urmăriți cu fidelitate, data trecută am discutat pe marginea unui subiect intitulat astfel Cerul și Pământul sub autoritatea lui Dumnezeu. Pentru tratarea acestei teme, ne-am folosit de două pasaje biblice în care Dumnezeu Tatăl este supranumit Domnul Cerului și al Pământului. Prima folosire a acestui termen aparține Mântuitorului și a avut loc în momentul întoarcerii din misiunea celor 70 de ucenici ai săi. A doua oară, expresia aceasta apare în discursul ținut de Apostolul Pavel pe Areopagul din Atena, când le-a vestit locuitorilor acestei cetăți pe Dumnezeul cel viu și adevărat, un Dumnezeu necunoscut de ei până atunci. Un asemenea subiect a fost necesar pentru a răspunde unei întrebări ieșite din două teme anterioare. Teme pe care le-am intitulat astfel, cerul și pământul chemate la bara justiției divine și, respectiv, cerul și pământul pe deplin solidare cu justiția divină. Aceste două afirmații au condus la întrebarea: Cum se face ca acești doi martori, cerul și pământul, se prezintă înaintea Creatorului pentru a depune o mărturie potrivnică omului păcătos și prielnică spiritului dreptății divine? Iar răspunsul la această întrebare este unul foarte simplu. Cerul și pământul se află sub autoritatea lui Dumnezeu. El le-a creat el le susține, El le-a trasat vremuri și hotare, El va decide când s-au învechit ca o haină și vor trebui înlocuite cu un cer nou și un pământ nou. Dar până atunci, cerurile și pământul de acum vestesc slava lui Dumnezeu, manifestă puterea lui Dumnezeu, mărturisesc mântuirea lui Dumnezeu, recunosc autoritatea lui Dumnezeu, toate acestea și multe altele fiind subiecte cu care v-am reținut atenția pe parcurs. Dar despre ce credeți că vom discuta de data aceasta? Tema de azi se numește Cerul și Pământul proclamă unicitatea lui Dumnezeu. Iar textul biblic de pornire îl reprezintă o afirmație făcută de Moise, izbăvitorul și legislatorul poporului evreu. În Deuteronom, capitolul 3, versetul 24, găsim următoarele cuvinte rostite de el. Stăpâne, Doamne, tu ai început să arăți robului tău mărirea ta și mâna ta cea puternică, căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale tale și să aibă o putere ca a ta? Copleșit de splendoarea măreției lui Dumnezeu, și Împăratul Solomon face o declarație asemănătoare care ne-a fost consemnată în 2 Cronici, capitolul 6, versetul 18, și care sună astfel. Dar ce? Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Oh, da, iubiți ascultători, Dumnezeul cel viu, Domnul cerului și al pământului este infinit mai presus de lucrarea mâinilor sale. El este de nepătruns, de neatins, de necuprins, iar opera înfăptuită de el nu are egal, pentru că Dumnezeu însuși este unic. El este singurul Dumnezeu viu și adevărat, din veșnicie în veșnicie. El este mai înainte de toate lucrurile și toate rămân în picioare prin voia lui și vor dispărea în momentul stabilit de el. Și totuși. Dumnezeul acesta este atât de aproape de fiecare făptură umană care caută fața lui și tânjește după o relație personală cu el. Mila lui față de ființa prăbușită, suprobia păcatului și a diavolului, este izbăvitoare și dătătoare de speranță. Dragostea lui pentru obul păcătos, care se întoarce la el cu pocăință și credință, nu cunoaște margini. Ascultătorule drag, Oare ai și tu astfel de experiențe minunate cu Creatorul Universului? Este El, Domnul Cerului și al Pământului și Stăpânul vieții tale? Ai devenit tu prin naștere din nou copilul lui? Ai siguranța mântuirii prin jertfa fiului său? Și aștepți tu cu nerăbdare ziua când vei merge la el pentru a trăi pururea în prezența lui? Ce privilegiu să fii copilul unei asemenea tată și să te poți bucura încă de pe acum de promisiunile sale mărețe care îți încălzesc sufletul și îți vor lumina eternitatea. Realizării unei asemenea perspective îi este destinat și mesajul de astăzi. Întreba dacă mai cunoaște un Dumnezeu ca el, Universul va răspunde prin gura lui Moise în termenii următori: Stăpâne, Doamne! Care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ, care să poată face lucrări ca ale tale și să aibă o putere ca ta? Despre o astfel de puteri și despre asemenea lucrări vom discuta în continuare. Iar pentru aceasta vă propun să citim o mărturie rostită de Apostolul Pavel și consemnată la 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 5 și 6. Ascultați, vă rog! căci chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Stimați ascultători, deși acest pasaj a fost pus în drumul nostru, ne oprim mai rar asupra lui. Pornind de la lucrurile jertfite idolilor, Apostolul Pavel ajunge la origini. Sub inspirația Duhului Sfânt, îl prezintă aici pe Dumnezeu Tatăl, ca sursă a tuturor lucrurilor, și pe Dumnezeu Fiul, ca susținător al tuturor lucrurilor. Noi nu l-am fi cunoscut niciodată pe tatăl dacă el nu ni s-ar fi descoperit prin fiul său, care a luat un trup uman și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, cum zice Evanghelistul. Este adevărat că Dumnezeu s-a revelat omului și prin natură, unde se văd cu ochiul liber puterea și Dumnezeirea sa. Dar el și-a manifestat caracterul, voința și însușirile sale, mai ales prin cuvântul întrupat și, de asemenea, prin cuvântul scris. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să ne arate în mod concret cum este Dumnezeu Tatăl. Vă amintiți, desigur, următoarele fraze din discuția Mântuitorului cu Apostolul Filip. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus a zis... De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe tatăl. Nu crezi că eu sunt în tatăl și tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucrări ale lui. Credeți-mă că eu sunt în tatăl și tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Deci haideți să vedem ce ne spune Biblia despre acest subiect. Cum ne descoperă cerul și pământul unicitatea lui Dumnezeu? Permiteți-mi să vă reamintesc expresia toate lucrurile care este inclusă în textul din 1 Corinteni, capitolul 8. Și cu ajutorul acestei expresii foarte sugestive, vă voi reține atenția cu următoarele puncte. Autoritatea lui Dumnezeu, Dumnezeu controlează toate lucrurile. A tot puternicia lui Dumnezeu, Dumnezeu poate toate lucrurile. A tot știința lui Dumnezeu, Dumnezeu știe toate lucrurile. Abundența lui Dumnezeu, Dumnezeu dăruiește toate lucrurile. Și acum să le luăm pe rând. Autoritatea lui Dumnezeu, Dumnezeu controlează toate lucrurile. Pe tema aceasta, la Roman, capitolul 11, versetul 36, Apostolul Pavel face următoarea afirmație măreață cu privire la Dumnezeu: Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dragi ascultători, cum putem înțelege noi aceste cuvinte? Ei bine, trei principii importante descoperim aici: originea, orânduirea și orientarea tuturor lucrurilor. Originea tuturor lucrurilor, din el. Da, toate lucrurile vin de la Dumnezeu. El este la originea vieții și a Universului Material. Prin credință, noi pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Universul este concepția și creația lui mai înainte de Dumnezeu nu a existat nimic. Nici timp, nici spațiu, nici materie, nici trupuri, nici suflete, nici duhuri. El este alfa și omega, începutul și sfârșitul. După cum fraza 1 plus 1 este egal cu 2, nu ne stârnește niciun semn de întrebare, tot astfel afirmația că la originea tuturor lucrurilor se află Dumnezeu, nouă nu ne pune nicio problemă. Cât despre alții este problema lor. O Orânduirea tuturor lucrurilor prin el. Dumnezeu este unic. Iar aceasta o demonstrează nu numai originea Universului, ci și ordinea care îl caracterizează. Dumnezeul cel viu și adevărat este Dumnezeul rânduielii. Orânduirea Universului este expresia și esența gândirii lui Dumnezeu. Haosul și dezordinea sunt opera diavolului. O inimă ordonată și o viață organizată, echilibrată, sunt lucrarea lui Dumnezeu. Ascultătorule drag, ți-ai pus tu are trecutul tău în ordine? Este viața ta în rânduială cu Dumnezeu? Ai rezolvat tu problema păcatelor tale? Ți-ai asigurat mântuirea sufletului tău pentru eternitate? Știi de unde vii și încotro te îndrepți? s ai luat toate măsurile corespunzătoare în eventualitatea că moartea ta ar putea surveni pe neașteptate. Dumnezeu, care este suveran peste viața și veșnicia oricărei făpturi omenești, i-a spus într-o bună zi împăratului Ezechia, Puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Știți cum a reacționat omul acesta? Prorocul Isaia, care ne relatează acest episod, spune că regele s-a întors cu fața la perete, a vărsat multe lacrimi și s-a rugat fierbinte Domnului. El a luat aminte la atitudinea robului său și i-a prelungit șederea pe pământ. Nu crezi, dragul meu, că ar trebui să procedezi și tu la fel? N-ai vrea să te rogi Domnului împreună cu mine? Îngenunchează acolo unde ești și hai să-i facem împreună următoarea mărturisire. Da, Doamne, ziditorul cerurilor și pământului. Mă opresc acum din iureșul și vâltoarea vieții mele și mă arunc la picioarele măririi tale. Îmi dau seama că Tu ești un Dumnezeu al ordinii și disciplinei, un Dumnezeu al rânduielii și nu al haosului. Dar când mă uit în viața mea, mă îngrozesc cât haos este în ea. Chiar mă sperii cât de răvășite îmi sunt gândurile, cât de strâmbe și de întortocheate îmi sunt căile. Cât de dezordonate îmi sunt atitudinile și faptele, ba chiar și concepția mea despre viață. Recunosc că dacă aș fi umblat pe căile tale, și dacă m-ar fi preocupat voia ta, m-ar fi interesat cartea ta sfântă, și dacă aș fi căutat compania unor oameni pentru care viața aceasta nu înseamnă totul, altfel ar fi stat lucrurile. Dar acum, tu mi-ai deschis ochii și eu am început să văd realitatea prin bunătatea și prin îndurarea ta. Am început să pricep rostul vieții. Te rog frumos, continuă să te ocup de mine, fă-mă să te înțeleg mai bine, cred că numai tu mă poți elibera și că numai tu mă poți satisface pe deplin. Dar încă sunt copleșit de îndoieli și frământări. Pașii mei sunt tare nesiguri. Mai degrabă aș dori să rămân unde sunt, cu toate că îmi dau seama ce rău și păgubos ar fi să fac una ca asta. Ce să-ți spun, Doamne? Tu vezi frământarea mea, știi liniștea sufletului meu, dar însăși faptul că am venit în fața ta, Doamne, îmi dă atâta pace și bucurie. Nu, nu vreau să mai fug de tine, nu vreau să mai trăiesc nicio clipă fără tine. Curățește-mi inima, sfințește în viața și înlătură tot ce m-ar mai putea despărți de tine. Toate acestea ți le cer, nu pentru cucernicia mea sau pentru temeiul vreunui merit personal, Căci nu am niciun merit înaintea ta, Tată ceresc. Toate acestea eu ți le cer în numele Domnului Isus Hristos, Fiul tău și Mântuitorul meu, și îți mulțumesc cu recunoștință că mă accepti așa cum sunt și pentru că vrei să mă transform profund. Slavă ție, Tată! Amin! Stimați ascultători! Acum revin asupra ideii privind autoritatea unicului Dumnezeu, acela din care prin care și pentru care sunt toate lucrurile. Da, dragii mei, nu numai că toate și-au originea în Dumnezeu, provin din El, nu numai că toate și-au rânduirea pe baza voii Lui, există prin El, dar în al treilea rând este vorba despre orientarea tuturor lucrurilor pentru El. Toate își au menirea pentru slava Lui, noi înșine am fost creați și răscumpărați din felul nostru de șer de vețuire, moștenit de la generațiile anterioare, pentru că așa cum zice Scriptura, să slujim de laudă slavei Lui. Dar asupra acestei chestiuni vom mai reveni ceva mai târziu. Până atunci să ne oprim puțin asupra altui punct menționat aici, și anume, a tot puternicia lui Dumnezeu, Dumnezeu poate toate lucrurile. De ce susținea Moise că nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, nici în cer și nici pe pământ? Păi să recitim cuvintele lui. Iată într-adevăr ce afirmă el. Care e Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca le tale și să aibă o putere ca ta? Cum putem numi așa ceva decât a tot puternicia lui Dumnezeu? Iar Domnul Iisus le-a vorbit deseori apostolilor săi pe tema aceasta. De pildă, când uimiți de cele spuse cu privire la bogații acestei lumi, au întrebat cine poate atunci să fie mântuit, Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni. Dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Da, dragii mei, Dumnezeul Scripturilor, Domnul Cerului și al Pământului este atotputernic. tot puternic. Altfel, Domnul nu ar mai fi Dumnezeu. El are toată autoritatea, are toată puterea. El controlează toate lucrurile. El poate face toate lucrurile. Probabil că vă mai amintiți ce răspuns a primit Sara, nevasta lui Avraam, când aceasta a râs la gândul că o femeie bătrână ca ea ar mai putea zămisli. Sara a întrebat, cu adevărat, să mai pot avea copil, eu care sunt bătrână? Și Domnul i-a răspuns numai decât, este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Da, stimați ascultători, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, toate imposibilitățile devin posibile. Nimic nu este prea greu pentru el. Ce har să fii slujitorul unei asemenea Dumnezeu! Într-adevăr, cum spunea psalmistul, ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. La capătul dureroaselor sale experiențe, și răbdătorul Iov a făcut o declarație asemănătoare, zicând: Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Dragi ascultători, pornind de la convingerea că Dumnezeu este atotputernic și că gândurilor sale nimeni nu li se poate împotrivi, este absolut necesar să ne armonizăm gândurile noastre cu gândurile lui căile noastre cu calea Lui, viața noastră cu voia Lui. În caz contrar, trebuie să ne întrebăm împreună cu Apostolul Pavel, suntem noi mai tari decât El sau vrem să-L întărătăm pe Domnul la gelozie? Și dacă tot am ajuns aici, haide să vedem o a treia trăsătură a persoanei lui Dumnezeu, și anume, a lui Dumnezeu. Dumnezeu știe toate lucrurile. Îmi face mare plăcere, stimați ascultători, să argumentez această declarație despre unicitatea Domnului Cerului și al Pământului cu următoarele cuvinte scrise de Apostolul Ioan. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui în orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Da, Dumnezeu este infinit superior inimii noastre. El este absolut mai uimitor decât dragostea inimilor noastre. Domnul cunoaște inima noastră pentru că El a întocmit-o. Știe foarte bine ce este în fiecare om și nu are trebuință să-i facă nimeni vreo mărturisire despre niciun om ce înșelăciune să creadă cineva că s-ar putea ascunde cumva de cel ce a făcut ochiul, sau că ar putea scăpa neauzit de cel ce a sădit urechea, sau că și-ar putea tăinui căile de cel ce privește de la înălțimea cerurilor și vede purtarea și umblarea fiecarei făpturi omenești. Ce credeți? Celui fără știrea căruia nici o pasăre nu cade la pământ ar putea să-i scape ceva neobservat? El care cheamă pe nume miliardele de stele din miliardele de galaxii, El care știe pe nume milioanele de planete și viețuitoare de pe toată suprafața Pământului, pentru că El este făcătorul lor, nu are cunoștință de tot ce se întâmplă în viața unui om, a unei familii, a unei cetăți, a unei națiuni? Tăcerea lui nu înseamnă trădare, ci o intervenție amânată. Este o îndurare nemeritată. Domnul cerului și al pământului ne dă timp ca să ne cercetăm faptele, să ne îndreptăm căile și să ne întoarcem la El. Pe de altă parte, însuși faptul că Domnul cunoaște toate lucrurile, necazurile noastre, durerile noastre, greutățile noastre, frământările noastre, bolile și suferințele noastre, trebuie să ne inspire curaj și încredere în purtarea Sa de grijă. Nu ne se întâmplă nimic fără știrea Lui și nimic care să nu lucreze spre binele nostru cu condiția să rămânem în voia Lui și să umblăm pe căile Lui. Fiindcă făgăduința Lui este foarte lămurită, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iar aceste cuvinte, dragi ascultători, au pregătit drumul pentru ceea ce am numit la începutul mesajului Abundența lui Dumnezeu. Dumnezeu dăruiește toate lucrurile. Un pasaj mai neglijat, dar necesar, pe care însă aș dori să vi-l învederez la acest punct, se află la finalul primei epistole a lui Pavel către Timotei. În contextul respectiv, Accentul cade pe Dumnezeu, dăruitorul tuturor binecuvântărilor. Dar pentru că este un cuvânt de îndemnare care privește veșnicia și adevărata viață, am să vă citesc trei versete legate între ele, începând de la versetul 17. Îndeamnă pe bogații viacul acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele îndeamnă ei să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Dragi ascultători, vă propun să ne aducem aminte de afirmația Domnului Isus cu privire la bogații acestei lumi, afirmație făcută după ce tânărul, căruia îi propusese să-și vândă averea și să o dea săracilor, a plecat de la el foarte cătrănit pentru că avea multe avuții. Ce a zis domnul atunci de au rămas uluiți și apostolii întrebându-se dacă așa stau lucrurile cu bogații și bogățiile lor, atunci cine mai poate fi mântuit? Iată ce a spus domnul. Fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai les ne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Se pare că ucenicii n-au pris gândul învățătorului lor de a au rămas așa de uruiți Este o nuanță în cuvintele lui care probabil le-a scăpat. Domnul n-a spus că este mai a nevoie să intre un bogat în împărăție decât să treacă o cămilă prin urechea acului. Dar ce a spus el? Le-a spus că imposibilitatea aceasta îi vizează pe cei ce se încred în bogății. Nu faptul de a avea bogății materiale este ceva rău. În definitiv, prosperitatea este o expresie a binecuvântării divine. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit din partea lui? Răul cel mare este să-ți pui încrederea în bunurile pământești. Ori acest lucru îl repetă și Apostol Pavel în textul adresat lui Timotei. Bogații viacul acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. Așadar, nu în ci îndurare durare față de alții. Bogații în aur să nu-l transforme în bonuri de tezaur ci să prefacă fondurile în fapte. Din bunuri poți obține bonusuri când te întorci cu fața în direcția de unde vin ele. Ce lucru înțelep să nu te limitezi la strânge bani albi pentru zile negre, ci să-ți aduni comoara jertfirii pentru ceasul răsplătirii. Dar numai cine are urechi de auzit va auzi aceste îndemnuri. Dragi ascultători, S-a epuizat timpul șederii noastre în fața microfonului, dar nu și timpul rezervat supunerii noastre sub voia Domnului. Finalul supunerii și slujirii noastre va fi așa cum am citit în ultimul text biblic. O bună temelie pentru adevărata viață. Aceasta este ceea ce vă doresc și eu tuturor din partea Domnului. Amin. Dumnezeu controlează poate, știe și dăruiește toate lucrurile. De ce atunci noi, copiii lui, trăim văicărindu-ne, îngrijorându-ne, nemulțumiți și săraci spiritual? Răspundeți dumneavoastră pentru a nu mă acuza pe mine că dau răspunsuri după plăcere. Oricum, din moment ce vederile noastre despre bogăție, putere, știință și altele nu corespund cu ale lui, trebuie să ne revizuim concepțiile conform cu cartea lui. Ați ascultat o expunere biblică realizată de pastorul Ioan Fodor din seria Cerurile și Pământul în Lumina Scripturii, expunere care se referea la proclamarea unicității lui Dumnezeu de către cer și pământ. Vom continua sub acest generic serialul cu acest titlu peste o săptămână. Mulțumim momentan pentru atenție și vă așteptăm să ne mai urmăriți. La revedere! Realizarea emisiunii din Întuneric spre Lumină aparține studioului de radio Vocea Evangheliei din Suceava, în colaborare cu Fundația MBK.